Salutare tuturor și bine v-am regăsit, oameni buni, la un minunat nou episod de Minecraft. Astăzi, oameni buni, suntem pe Rillcraft, pe acest minunat modpack și am zis să mai încercăm încă o dată să jucăm acest modpack. De data asta suntem singuri, bine că am luat piatra de pe jos și am pus-o la loc, dar în fine. Bineînțeles, fraților, nu uitați să lăsați și pe acolo și un like dacă mai vreți episoade de Rillcraft. Și deja văd că avem un Enderman pe aici, ok, trebuie să strângem niște pietre de pe aici, cam asta ar fi ideea pentru început. Și ne trebuie neapărat ceva gravel și ce naiba, nu. Deja mor, serios? Deja mor? Ok, hai să ne îndepărtăm și noi un pic. Văd că mai sunt ceva mobi pe aici. Mai avem, aoleu, un creeper super tare. Deci chiar minunat, chiar un creeper voiam să găsesc pe aici. Ok, vreau să văd dacă găsesc ceva gravel. Și uite că am găsit ceva gravel, oameni buni, perfect. Bun, o să luăm câteva bucăți de aici. Faza că avem nevoie de un flint. Ok, 3 bucăți, 4, perfect, bine. Ok, și acum trebuie să căutăm noi ceva stone. Și uite că am găsit aici fix ce-mi trebuia. Bun, și acum pur și simplu trebuie să le punem aici, oameni buni. După care o să am nevoie eu de ceva bețe pe aici. Ok, deja am luat unul, perfect, 2. Bine, bun, și acum o să trebuiască să craftăm o chestie de genul ăsta. Nu ai bă să face așa, ok, perfect. Bun, și acum parcă trebuia să pun astea ceva de genul ăsta sau... Așa, bun, așa, perfect, bun. Și acum putem să tăiem copaci, oameni buni. Numai bine. Da, foarte multe chestii total diferite față de cum sunt eu obișnuit pe Minecraft-ul normal. Dar, în fine, și cea mai faină chestie e cum cad copacii ăștia, deci jur. Deci uitați-vă și voi cum pică copacii ăștia. Astea cu care putem să facem un crafting. Mai mult ca sigur o să ne trebuiască un crafting. Ok, trebuie să iau niște nisip pentru că o să am nevoie de apă, oameni buni. Trebuie să beau apă neapărat. Cam asta e faza. Văd că avem ceva monstru aici care sper că e pașnic. Nu văd să ne atace, deci e ok. Bun, hai să vedem dacă găsesc eu niște nisip pe aici. Pentru că trebuie să facem ceva sticle. Bă, că nu prea găsesc pe aici în mlaștina asta. Nici nu știu pe unde naiba sunt. Ok, oh, am găsit nisip. Perfect, perfect. Și avem și sugarcane pe aici, oameni buni. Numai bine, ok. Bun, o să iau frumos ceva nisip de pe aici. Ok, cred că atât ar trebui să ne ajungă. O să punem crafting-ul aici. Și acum am nevoie să fac eu un furnal. Deci hai să luăm frumos niște pietre de aici. Oare altfel nu merge straight decât cu click dreapta? Că parcă e un pic enervant, sincer. Bun, și acum trebuie să facem noi ceva cobblestone. Ok, așa, bun. Și ne facem un târnăcop aici, ok, cu care putem să luăm frumos cobblestone mult mai ușor și practic să ne facem și noi un furnal, oameni buni, că e cam clar, avem nevoie de un furnal neapărat. Și o să punem nisipul ăsta la prăjit, perfect, ca să putem să ne facem și noi, bineînțeles, va sticle, să bem și noi apă, oameni buni, că... Na, cam e cazul să bem ceva apă. A, și mi se pare că și apa aia trebuie să o pui, să o încălzești și chestii de genul ăsta. Deci da, hai să mai tai momentan câțiva copaci, că mai mult ca sigur o să ne mai trebuiască ceva lemn. Și-i armura asta, na. Cum fac eu? Ai, de cam și uite cum se fac chestiile astea, ok. Bun, hai să luăm astea, bun. Avem sticla aici, oameni buni. O să pun lemn de ăsta, merge să prăjesc cu lemn din ăsta. Da, perfect, ok. Bun, încălzim frumos apa aici, între timp... Aoleu, că deja văd Minecraft-ul foarte ciudat din câte vedeți și voi, oameni buni, pentru că nu am băut apă. Hai să încălzească și asta, bun, mai punem încă una, perfect. Da, foarte, foarte ciudat, foarte multe chestii noi aici, oameni buni. Hai că mai așteptăm să se încălzească asta și cred că o să plecăm de aici. Cam o să trebuiască să fac rost și de ceva mâncare. Opa, asta e așa. Bun, și hai să punem și ceva mâncare aici la prăjit rapid. O să luăm și acest crafting cu noi, bineînțeles că o să avem nevoie de el. Și deja am atâtea chestii că nu prea mai am loc în inventar, oameni buni. Ok, bun, luăm și ăsta cu noi unde-i târnăcopul, perfect. Ok, luăm și astea și putem să și mâncăm. Ne facem și viața, perfect. Bun, hai că deja ne descurcăm destul de bine. Aparent e ceva apă mov. Nici nu vreau să știu, sincer, mai bine nu intrăm în apa aia, oameni buni. Și vine un copac. Stai că ăștia sunt destul de periculoși, aparent. Stai că mă urmărește. Pa, ce am găsit aici? Să vedem că poate pe aici găsim ceva cât de cât interesant. Ok, foarte mult cobblestone pe aici. Și cam atât. Da, cred că, nu știu de ce, am impresia că nu e absolut nimic aici. Și cred că nu e absolut nimic aici, oameni buni. Nu știu, trebuie să ne găsim un loc și unde să ne facem o casă. Și oh, văd o oaie. Perfect, perfect, perfect. Hai să luăm și ăsta cu noi. Cine știe, poate o să ne ajute la ceva, nu știu. Hai să ne facem și o sabie, oameni buni, că totuși avem cobblestone aici și
putem să ne facem noi o sabie, perfect. Și am mai văzut o chestie pe care pot să o craftez, parcă era așa. Și se cam întunecă, oameni buni, ceea ce nu prea e bine, pentru că pe aici sunt o grămadă de mobi care pot să ne omoare. Adică am un creeper, perfect, perfect. Bă, chiar mă bucur că sunt doar creeper pe aici și nu sunt alți mobi sau chestii de genul ăsta. Bun, hai să luăm rapid niște mâncare, că am găsit aici niște porci. Creeperul ăsta nu are foarte multă viață. Oh, bine! Din păcate nu putem să dormim pentru că nu avem lână, oameni buni, deci să vedem cum e o noapte din asta cu o grămadă de mobi, mai ales în pădure. Uite, deja vine un zombie încoace. Super tare. Bine, momentan văd că am dat doar de mobi din ăștia normali. Așa un pic, ce e locul ăsta? Ok, stai că mi-a adus de mult damage și nu prea e bine. Un schelete. Chiar doi. Ok, o ratat. Perfect, perfect. Nu, nu, repede, repede, trebuie să plecăm. Un dragon! Ok, presimt că o să cam mor, oameni buni. Trebuie să mă apăr cumva. Pe unde naiba sunt acum? Bă, nu pot să iau. Aoleu, n-am loc în inventar. O să arunc asta. Luăm crafting-ul. Unde am ajuns? Că nu înțeleg. Vreau să explorăm puțin din partea asta. Deși foarte probabil să murim. Ok, stai, opa. Bă, ce naiba? A, mai sunt blocuri aici. Wow, trebuie să dau click dreapta ca să le văd aparent. Adică apoi nu se încarcă sau care e faza? Aici pot să sparg, da, perfect. Aoleu, mai sunt blocuri și în partea asta. Ok, nu știu care e faza cu locul ăsta. Da, așa că e deja destul de enervant. Pe unde să merg pe aici? Deci am văzut că era ceva dragon în partea aia, dar sincer nu prea aș vrea să mă duc să mă bag cu un dragon. Dar hai să vedem ce mai e pe aici. În mare parte prin împrejurimi. Nu, am văzut un schelete. E clar că nu putem să ne batem cu un schelet, oameni buni. Stai așa să urc pe aici, eventual. Ok. Mamă, deci nici măcar nu știu pe unde am ajuns. N-am blocuri, uite că am. Hai să punem niște gravel pe aici, să urcăm și noi. Ok. Stăm ceva pădure pe aici, cu o grămadă de copaci colorați. Un creeper minunat. Deci minunat. Ce e aici? Ia? Nu prea mai văd bine pe aici. Da, cred că ar trebui să mergem undeva înăuntru. O să merg pe aici prin copaci ca să... Bă, da, ce greu e să mergi prin copaci, aparent. Wow, aparent să mergi pe aici prin copaci nu e ca pe Minecraft-ul normal. Aparent și plouă. Da, foarte, foarte nașpa. Uai, ce greu e să mergi pe aici. Dar partea bună e că dacă merg pe aici, oameni buni, nu o să dau de niciun mob și chestii. Rapid, opa, casă, am găsit o casă, oameni buni. Stăm aici în casă momentan. Mamă, nu mai văd nimic, frate. Bă, nimic. Bă, ce, am ajuns în ceva casă. Aparent mi-e foarte frig aici. Hai să punem ăsta. Să mai încălzim ceva apă dacă e. Haide cap meu, deci câte chestii sunt pe mod pe costa, oameni buni. Cred că ar trebui să mai fac un furnal. Să avem două. Nu. A explodat un creeper aici. Minunat. Minunat. Mi-a distrus până și casa de aici. Hai să bem și noi un pic de apă. Cred că ar trebui să luăm ăsta și să mergem eventual la etajul, oameni buni, unde e mai ok, că nu mai vin atâția mobi. Să pun furnalul ăsta aici, să zicem. Ok, și până atunci eventual să mai facem încă un furnal. Stai că am uitat că ăsta trebuie să-l pui aici și să dai click dreapta pe el ca să poți. Așa, mai facem un crafting aici. Perfect. Nu știu ce să arunc din inventar, dar hai că nu aruncăm nimic momentan. Ok, o să mai fac un furnal. Bun. Și o să punem în partea asta și o să punem mâncare la prăjit. Partea asta o să punem eventual ceva apă, să mai încălzim ceva apă aici, oameni buni. Că totuși cam aveam nevoie. Momentan trebuie să așteptăm pe aici. Văd că nu mi se face viața. E ok, oameni buni. Încă ne descurcăm, să zic așa. Hai să luăm și crafting-ul ăsta de aici. Perfect. Bun, și așteptăm să se mai facă un pic mâncarea. Eventual aș putea să mai explorez puțin pe aici, dar... Nu știu dacă e cea mai inspirată idee să explorez noaptea mai... Hai să mai luăm niște lemn până atunci, oameni buni, ca să știm că avem măcar lemn aici și e bine. Uite, putem să dăm click dreapta. Nu merge așa, trebuie să dau... Oh, s-a stricat asta, minunat, ok. Și nu mai pot să fac încă unul super tare, dar oricum pot să... O să folosesc ăsta momentan, să zicem. Ok, hai să luăm furnalul cu noi. Cam ar trebui să plecăm, dar în direcția aia am văzut deja că nu-i bine, deci o să mergem pe aici, oameni buni. Pe unde văd că avem ceva apă. Vai, sper că nu sunt mobi pe aici sau chestii de genul ăsta. Aici nu știu ce naiba e, un dinozaur sau ce-i chestia asta. Aș vrea mai degrabă să găsesc un loc cât de cât ok unde aș putea să-mi fac și eu o casă sau unde să pot să mă stabilez și eu. Ok, pe aici. Ce fain arată locul ăsta. Wow, și urcăm pe ceva munte aparent. Hai să bem și noi apă. Perfect. Mergem mai departe. Tot printr-o pădure din asta.
Bă, dar nu pot să... Stai că vreau să ies din biome-ul ăsta, vreau să mai găsesc și altceva. Mamă, urcăm pe mare munte aici, aparent. Hai de capul meu. Deci mod pe ăsta e super greu, aparent. Ok, eventual mai luăm niște piatră de aici. Ce naiba? Ce mob e aia de acolo? Deci nu mai înțeleg nimic, oameni buni. Hai să urcăm pe aici, eventual. Așa. Bun, și mai avem... mamă, avem piatră pe aici. Nici nu știu cu ce blocuri să mai urc aici. Ok, am ajuns într-o mină sau ceva de genul ăsta. Uite, avem cărbune, stai așa. Hai să luăm cărbune, oameni buni, că o să ne cam trebuiască cărbune. Bun, hai că nu stau eu acum să iau chiar tot cărbunele. Trei bucăți o să ne ajungă destul de mult. Sper că nu sunt mobi pe aici, deși nu știu ce să zic. Oh, no, 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 super, super tare. Dar de fapt, pe ăsta cred că pot să-l omor fără să mă atace. Așa, perfect, bun. Ok, și acum cred că pot să craftez iar o chestie de asta. Așa, ok. Oh, stai că vine mare zombalău aici.